Bună ziua, mă numesc David Ovarel, sunt din Israel, înveț aici la Universitatea de Stat în Medicină și Farmacie Nicola Testinițianu, la anul 4 la specialitatea de stomatologie. De când eram mic, am avut așa un vis să devin medic stomatolog la fel ca și tatăl meu, care m-a îndrumat în drumul lui. Vreau să vă zic că mă bucur că am venit aici la Universitate să înveț aici în Moldova, la Universitatea asta. Profesori sunt foarte prietenoși. Cu fiecare întrebare pot să mă apropiez și ei ajută. Prietenii mei, colegii mei sunt foarte amabili și este aici un mediu ca la acasă. Eu vreau să vă zic că dacă încă nu ați ales ce să faceți în viața dumneavoastră, încă nu v-ați hotărât ce să învățați mai departe, eu vă invit să veniți și învățați aici la Universitatea de Stat, Medicină și Farmacie Nicola Testinițianu, la specialitate de stomatologie, și să deveniți colegii mei și așa o să aveți o șansă bună de succes în viață.